Nu ajung la apă, să aduc în atenția voastră două chestiuni consider foarte importante, care sunt trecute cumva la și altele și care pot crea probleme extraordinar de mari județului Botoșani. Prima este legată de depozit ecologic de la Stăuceni. Situația este extraordinar de gravă acolo, pentru simplu motiv că încă de un an și ceva nu am în control al Gărzii Naționale de Mediu, deci fac precizare pentru că se interpretează că este vorba de controlul Gărzii din Botoșani de Mediu. Nu, este vorba de un control al Gărzii Naționale de Mediu. S-au trasat un număr de măsuri, din câte mi aduc aminte, sper să nu greșesc, vreo 14 măsuri. Știu că din cele 14 măsuri, în mare majoritate, ele trebuiau respectate de către operatorul grupului, deci de către operatorul acestui depozit ecologic, și o altă parte de către proprietarul, și anume Consiliul Județean Botoșani. Atrag atenția în cel mai serios mod, Consiliul Județean Botoșani, din care cu onor și noi facem parte, cu numărul de consilieri care avem, că trebuie neapărat să ne aplecăm asupra rezolvării acestei probleme. Din cele 14 chestiuni, din câte știu eu, s-au rezolvat vreo 9 și sunt vreo 6 puncte care încă nu sunt rezolvate, fiind puși în situația în care groapa se poate închide de altfel, așa cum stau documentele în momentul ăsta, nu știu dacă nu are vreo săptămână, maxim 10 zile de funcționat. Poate pare o glumă, dar nu este o rog pe doamna președinte a Consiliului Județean să lase alte chestiuni care nu are deoparte, pentru că asta este o chestiune stringentă și care, pe de-o parte, doare și arde. Recunosc că suntem într-o coaliție și dacă voi fi solicitat de către doamna președinte a Consiliului Județean să pun și eu umărul într-un fel în care dumneavoastră crede că pot ajuta, eu, președinte PNL Botoșani, deputatul Costel Șoptică și de ce nu toți consilierii județeni, suntem de acord să ajutăm dacă suntem solicitați. Altfel nu putem, pentru că majoritatea este, după cum vine și la PSD, și dumnealor conduc Consiliul Județean și implicit iau deciziile care sunt de luat în cadrul contractului pe care l-au cu operatorul de pe acest depozit ecologic. Nu vreau să mă gândesc ce va însemna să se închidă acest depozit ecologic, să trebuiască să ajungem în situația în care să apelăm la serviciile unui operator dintr-un alt județ, să începem cu transportul în altă parte și, bineînțeles, cu costuri mult mai mari în ceea ce privește colectarea de gunoi. Nu mai discutăm mai ceea ce am mai discutat despre colectarea selectivă care nu s-a făcut, nu mai discutăm despre ceea ce trebuia să se întâmple de groapă și anume valorificarea unor produse care proveneau din selectarea selectivă pentru că nu s-au întâmplat. Erau prinse în contract, nici măcar un rol până acum nu s-au vândut și nu este virat în contul Consiliului Județean din eventuala valorificare a produselor respective. Și să știți că nu merge la Garda Națională, că doar am cumpărat acea stație de osmoză inversă și am pus-o acolo și am bifat punctul respectiv, atâta timp cât ea nu este funcțională nici în ziua de astăzi. Deci nu vreau să intru în detalii tehnice pe care le cunosc foarte bine, dar rog să lase alții flori deoparte, alte preocupări și să se ocupe de depozitul de gunoi pentru că este stringent această chestiune.